Conferința Diaspora, un coridor al oportunităților, care se va desfășura la Iași în zilele 13 și 14 august, este un eveniment dedicat românilor din diaspora și are ca scop întărirea legăturilor între aceștia și comunitățile din România. În cadrul conferinței vor fi organizate sesiuni de dezbateri și prezentări pe teme de interes major, precum educația copiilor din diaspora, rolul voluntariatului și modalități de colaborare cu administrațiile locale. În cadrul sărbătorii diasporei, miercuri 14 august de la ora 18, în Piața Unirii va avea loc un spectacol folcloric. Evenimentul va aduce în prim plan și importanța promovării patrimoniului cultural rural, în special în contextul migrației și al schimbărilor demografice. Un punct central al conferinței va fi crearea unui dialog constructiv între diaspora și autoritățile din România, facilitând astfel accesul la diverse oportunități economice, culturale și educaționale. Organizatori sunt Primăria Iași și Centrul Franco-Român de Cooperare Economică și Culturală.